Salutare și bine v-am regăsit iarăși la un episod cu mine. Leanca Magnifica, pe care bate soarele într-un fel minunat. Mă, astăzi n-avem așa un plan de ăsta, wow. Am pus o șură de niște bani și aș vrea să mă duc să-mi schimb și eu mașina, că am lovit-o pe asta un pic. Și na, nu știu, după mai vedem. Momentan așa, v-am zis, mergem, vedem și noi o mașină, dăm o tură cu ea să, na, să fac și eu proba până la urmă, ce dracu. Și mai vedem ce s-o întâmpla. Hai mă, să dăm drumul și noi la episodul ăsta frumos. Da, înainte de toate, mâncava și pula voastră. Dați mă și voi un like acolo. Da, un comentariu, un share acolo, un follow pe Instagram. Că na, de ce nu? Hai să dăm drumul la episodul ăsta frumos, adevărat. Să luăm mașina asta, să mergem să-mi iau alta, că am și lovit-o aici, mă. Vine un băiat mai pe seară să-mi o facă, că vreau să ies și un oraș de seară. Da, na, mai degrabă mi-aș lua alta, că dacă tot am bani și îmi permit, să fie treaba. Așa, mă. Hai să mergem spre încolo. Ne asigurăm frumos și o dăm așa în driftanul. Mă opresc și un pic la stop ca așa să nu mă oprească poliția. Că, băi, eu nu mi-am mai renuit permisul ăla. Deci am permisul expirat. Că na, când treia bărbatul meu Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Eu nu conduceam, că doar el conducea, ce dracu. Că na, femeie de țigan, n-ai voie să iei tu așa decizii de capul tău. Da, mă, și na, nu mi l-am mai renuit, că a expirat de mult. Da, o să merg până la urmă să mi-l renuiesc, să văd, dracu, dacă mai știu întrebările alea. Că și alea erau grele, mă. Nu erau așa oricum. Ha. Mă, pe unde fac aici stânga? Linge m-ar împins de ăștia cu drumurile lor. A pus pietrele astea aici. Să nu mai știu eu pe unde să fac. Ia să văd dacă mai știu, mă, să plec așa în drift cum pleca bărbatii, mă. Întorcea întâi de volan maxim și zdrang, aolo, stai că vine un gagiu. A, s-a dus pe pulă gagiu. Da, și băgam piciorul așa, zdraa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 
Mă, eu sunt o bătrână dată, dracu. Așa. Hai că ne mai vedem de acolo, de înăuntru. Așa. Mă, eu și noi aici la mașinile astea, mă. Nu știu ce mașină să-mi iau. Dați-i și voi acolo în comentarii. O mașină așa pe care aș putea eu să-mi o iau. Aolo, dacă tahala are românii ăștia aici. Mă, mie îmi place mult tot așa Volkswagen-ul. Mi se pare așa o mașină de viață. Mamă, dar până ajung eu acolo, cred că ți-a închide. Nu e, mă menajez așa puțin. A, cred că trebuie să mă duc la românul ăsta. Hai, mă, spurcatule. Unde mă duc să văd și eu niște mașini? Aha, bine, hai. A, m-a teleportat aici băiatul ăsta. Mașini. Mă, nu știu ce să-mi iau, mă. Audi, BMW. Nu știu că nu, e prea mult și nu știu să citesc. Sau Volkswagen ăsta, Volkswagen. Mă, Dacia n-aș vrea, ce dracu. Altele. Aolo, Fiat 600. Alfa lui Romeo. Mă, cine sunt ăștia? Volvo Aro.
Mă țămură în pușcărie. Ponti, dar n-am bani de Pontiac, am pus eu de niște bani, dar nici chiar acea. Mamă, dar arăta într-un fel Pontiacul ăsta, să mor în cancer de nu. Renault Clio ăsta cum arată? Mă, să știi că nu e rău nici ăsta, mă, dar e prea mic pentru mine, acea. Aolo, dar era cea ție 1100. Păi, să mor în pușcărie, n-am eu banii ăștia. Aolo! Mi-am luat o Toyota din greceală. Hai, las că n-are nimic, ce dracu. Să mor în chin și cancer, dar nu sunt proastă, am semnat contractul înainte să văd mașina. Păi n-a știut, baba tanță. Leanca, pardon, că eu tot mă încurc așa. Mie, ca să vă spun sincer, mă, numele meu de fată era Tanța, că așa am numit-o și pe fimea, știi, ca să-mi aducă minte mereu de mine. Da, cum n-am, mi se mai spune și Leanca. Da, mă, hai să vedem cum e mașina asta pe care am cumpărat-o și vedem ce treabă îmi face cu ea. Bă, dar îmi place că nu mă grăbesc deloc. Hai că mai am un pic până aici, la garaj. Că de aici mi-a spus românul la spurcat să o iau. Lor ar foc. Tip-til, tip-til. Mă, am lăsat mașina aia altă. A venit un băiat. Un român de ăsta, mecanic. Și mi-a zis că să-i las mașina că mi-o repară și mi-o aduce el mai pe seară. Că eu o să trebuiască să plec un pic mai pe seară. Mai ieșim așa, în oraș. Cum mă tră tot singur o să rămână? Nu, băiatul meu, nu, mersi mult. Te duc undeva acum? Nu, mersi mult. Cum? Acea. A. Mi-am luat jipan să mor în sânge. Deci mi-am luat jipan. Bă, e bine. Deci e cam bine, dar să vedem așa cum se controlează. Mă, ce pot să zic? Eu aș vrea așa să... Eu când eram eu... Aolo, m-am dus pe pulă să mor închis și în cancer dacă mai văd ceva. Aolo. Aolo. Tati, ce dracu ai făcut, tati? Mă, n-am văzut, mă, că abia am luat mașina asta. Deci abia am luat-o și n-am... Am intrat cu ea în Aolo, serviciu ăsta. tati, poți deschizi ușa? Mă, stai, nu mă împinge, că vreau să eu apăs Păi nu tare pe te... accelerație, dar nu Apa, ajung. s-o dracu de accelerație, ai, dă-te jos de acolo să nu mori. Ai, Aolo. că ai dat-o. Ești bine, Am tati, schimbă un reușit, medic. băiatul meu. Nu, mersi mult, pupate-aș la coaie. Băi, tati, Abia am băi, luat chiuș. mașina asta, mă, și am luat-o din greșeală, mă. Eu am vrut să o văd și am semnat contractul ca fraiera, mă. Aolea, în loc să-l semnezi pe ăla, să-l apă la... Păi și ăștia, mă, să-mi dau niște țepe și Mă, m-a ăștia. văzut bătrână, fără ochelari. Păi... Și să mor în cancer, dar nu m-a ars. Mă... Bă, ce sunt de-aia? Da, Mai mă, merge, stai, mă, tati, mai băiatul meu. pornește. Merge, pornește, dă o dreacu, că e de-aia, e gipan. Du-o repede la Neandrei, dacă știi acolo la unde au ăștia garajele alea. Aha. Du-o acolo și zic că te trebuie zicelul, că îți face reducere mare. Mă duc, băiatul meu, hai că mă duc acum. Mersi mult de tot. Du-te, tati. Aoleu. Te pup la coaie, băiatul meu. Trești. Ce dracu să mai zic, mă? Am intrat și cu mașina asta în toate cele. Mă, eu nu înțeleg, mă, dar nu prea se controlează bine așa. Bine, e regulă ea, dar parcă nici chiar acea bună ca Mercedes-ul la noi. Am luat-o și pe contrasens să mor în cancer, de nu. Mă prinde dracu poliția. Mă, am venit din partea lui. Am uitat cum îl cheamă pe băiatul ăla, mă. Mă, dar dacă tot am venit noi aici, nu-i schimbăm și noi culoarea, mă, la mașină? Să mor în cancer, măcar să o facem așa, pe placul nostru, dacă tot am cumpărat-o, știi ce zic? Mă, eu mă gândeam așa să o fac. Bă, aș face o mată, cred. Ia, mă, să vedem noi ce culori.
Mai te găsim aici, bă, aș vrea un roz așa. Un roz sau un mov, ceva, nu știu, că să mor în cancer dacă știu. Ăștia n-au roz aici. Mă, ce paletă de culori are ăștia? La crom cum, cum arată? Aoleu, nu-mi place crom. Ha, metalic? Mă, eu țigancă, dar nu, parcă nu-mi place ferul. Mă, arată bine culoarea asta. Să mor în cancer, dar nu arată bine. Vrei să te mint? Îmi cam place așa. Dar mă mai uit puțin, dacă nu rămân la pink cu ăsta. Că e, da, e dat dracu. Mă, cam asta e mașina, așa cum mi-am făcut-o eu. Ca să știți așa, când mă vedeți pe stradă cu mașina asta, mă, eu sunt. Deci chiar eu sunt, ce dracu. Ia uitați. O minunăție de mașină. Bine, mi-am pus eu geamul ăsta cam negru. Nu prea mai văd eu multe geo, ceea ce ați închioară. Dar să moară pata mea de nu, bă, eu văd eu cumva. Bă, gagii mei, mergeți și noi acasă, acea frumos. Cine pregăti și noi să ieșim în oraș? Și vedem acea cum ne mai distrăm noi, că noi suntem și petrecăreți, mă, dă ne dracu. Suntem, mamă, dar e bine rău pe curbe mașina asta, rău de tot, să mor în cancer. Aolo, stai că e giroțiu. Da, mă, mie-mi plac câinii, mă, și mi-am pus și un câine acea pe spate. Dar e frumos, mă, și mi-am pus roțile astea de valoare, așa. Să se știe, cu dolar, frumos, uite cum arată când se învârt. O minunăție, știe baba să facă de-astea, gogoși de-astea, cum se numesc. Aolo, nu era... Acum e verde. Eu m-am gândit dinainte că o să facă verde, să mor închis și în cacer. Da, mă, mergem un pic acasă, facem și noi un duci. Și ieșim, dar, mă, nu cred că ies cu mașina asta, că nu prea mă încântă. Aolo, stai așa că am trecut de casă. Să mor închis și în cacer. Mă, nu ieșim azi cu mașina asta, mă, că nu e așa bună. O să-l aștept pe gagiul ăla să vină cu Mercedesul și plecăm cu Mercedesul, mă, că nu e bine așa. A, așa, să împarchez și o mașină aici așa. Să o închide să nu intre gagii, că ăsta nu știu ce urmărește el pe aici. Dar așteaptă el ceva, dă-l în sânge să-l bată. Ce mă, mergem și noi, frumos, facem un duș, una alta, ne spălăm, ne schimbăm hainele. Bine, mi-l schimb tot cu un rând așa cum am eu, că mie așa îmi place să mă îmbrac, mă. Că așa se îmbracă toți ăștia șmecheri, la fel ca să-i recunoască lumea direct. Mă bag direct în duș să mor închis și în cacer, că nu mai pot, a transpirat carnea pe mine de când am făcut accidentul ăla. Bă, trebuie să mă duc dracu să-mi fac permisul ăla, mă, să fac ceva cu el, mă, că mă prinde dracu meleția. Aolo, dar ce frumoasă sunt. Ia uite așa profil, bam, bam, poză. Da, mă. Hai că mai vedem ce mai facem. Mergem și noi până la Han să vedem ce o mai fi pe acolo. Poate mai dăm și noi de vreo Suntem. una. Mai facem o caterincă, mai una alta. Vedem, asta e, ne trăim și noi viața până la urmă. Aolo, ce era să intre la mine, maică, că eu așa trec și pe roșu, și pe toate culorile posibile. Că nu prea văd eu bine, chiar dacă e lumină, dar îmi bate țoarele ăsta în ochi acea. Dai că pe aici e drum accidentat și trebuie să merg acea mai încet. Că n-am nicio mașină de asta mai puternică. Dacă aveam ce o mașină de asta, off-road, o chestie, mai puteai să spui că, bă, bagă, fă-lea cu piciorul în el. Ba, și sughița să mor în cancer. Să vedem și noi ce găsim pe acolo, că și așa e.
E cam de demeneață așa, dar na, vedem noi ce om face. Aolo, s-aude și muzica. Parchez și eu aici lângă cajul ăsta. O, domnul Lăutar! Bine v-am găsit aici! Preluați dumneavoastră tarabana! Bagă-mi, bagă acolo! Mai repede, că preluați dumneavoastră tarabana! Ia o mențin aici încet! O, să Să trăiți, mă bag și eu la dans! Cum mă cheamă, domnul? Eu până sunt acum am dat Leanca, dedicații la toată lumea. De la Leanca pentru toată lumea de aici, da? De la Leanca pentru toată lumea de aici. Să-i dea Dumnezeu sănătate și multe zile de trăit. Să-mi dea Dumnezeu mâncați și pula ta. Am auzit tarabana. Nu mai ai și tarabana pe spate. Luăm un loc. Și ne relaxăm. Melodie, mă. Hai, tanti, să vedem ce poți. Stai că-ți cânt. S-a rupt lanțul de iubire și ce mult a ruginit. Am uitat un pic versul să mor în cancer. Haide, tanti, lent. Se poate. Fără emoții. Fără emoții. Fără emoții, mă, băiatul meu, dar nu prea mai știu dansul. Dans lent. Pentru îndrăgostiți. Hai, surul, dansează acolo, sora mea. Pentru îndrăgostiți și îndrăgostite. O lăsăm așa încet. Ce bine ne simțim aici, într-un grup restrâns. E mare petrecăraie. Adevărat, spuneți, tanti. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ai și tu bărbat la căsată? Am bărbat să mor în cancer, dar am murit. Auzi, Dumnezeu să-l iert. Bă, dar-mi place melodia asta, mă. Adevărat. A fost ce mult te-am iubit. Mă, negrule, mă, dar ești așa ca mine. Sunt țigan zorul ca tine. A, baftalo. Avem o baftalo. Să trească domnul Galben. Dai. Vă place? Minunat! Sigur! Frumoasă returnele! Bine spuneți, doamnă! Hai toți în cor! Și-a început arugire, nu te mai gândi la mine, ce am vrut mai mare. Și la zon de iubire, și-a început arugire, nu te mai gândi la mine, ce am vrut mai mare. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit.
Ce păcat, fetițu, că ne-am despărțit, da, la da, da. Perfect asta, de seara. Numărul 1. Haide, domnișoară. Haideți, domnul Lăutar, asta e pentru noastră. Ia băi. Momentul oportun să vă, să vă trăiască familia. Momentul oportun să scoateți femeia la dans. E luată, mi-a murit, mi-a murit bărbatul, ce să mă numai. Da. Dar vă spun eu de aici, că un dans nu o să refuze. Nici ruptul capului. Nu refuz, băiatul, mai dreptate. M-a spus domnul Lăutar, că vă știu numai. Dar bine. Dansezi cu mine, babo. Dansezi, mă. Ia uite-l! Domnișoară, domnișoară! Dar ești bun, mă, la dans! Te ții pasul! Adevărat! Place de la încămașe mult cum dansează. Adevărat, are și asur. O bolă tot are și el. Are, nu știu ce are, dar e cam alb, ascultă el melodii dintre astea. Aoleu, cum a intrat asta? Îl sub acoperire, îl dansează. Haide, haide! Și din păcate ultima piesă prin această seară. Mă așteptam puțin mai pe seară, că s-a cam golit playlist-ul. Ia-l de la capăl, vărule. Luăm de la capăt și continuăm toată noaptea. Ia de aici. Continuăm, băiatul meu. Mamă, de când eram eu la Puran n-am mai auzit melodiile astea. Adevărat, spune tanti. Ce ești născută la Puran, fa? Sunt născută în ală. Și eu tot la Puran, tu se moară fetele mele. Aolo, unde? La Puran e de jos. A, eu sunt acolo, lângă biserică. Haide, domnul cowboy! Vă cheamă tanti! Acum e momentul! Hai să ne destrăm! Vă fac loc aici, am mijloc, domnul cowboy! Ia zi, tanti. Pentru țiganul ăsta negru. Pentru domnul Lăutar. Și pentru tot ce iubește el. Și pentru tot ce iubește dânsul. Jumătate de milion o să-ți dau. Mă! Dar cum vă cheamă domnul? Domnul Lăutar. Reluăm playlist-ul după cererea domnului încămașă.
Adevărat? Pentru toți ăștia de aici frumoși să fie, da? Să fie. Pentru toți ăștia de aici frumoși. S-a dat partea... aproape un milion. Ca să știți. 800 de dolari din partea la Santi Lanța. Mai am și mărci. Stai-mă așa că mă bag în mijloc să dansați acolo așa pe lângă mine. Bagă-te fata mea. Hai. Auzi mișcări de fata. Ia. Vine mă, da vine mă. Da, rupe. Frumos, frumos rău. La petrecere ca la han, n-am mai văzut lumea de un an. De un an, ha! Frumos, mă, băieți, mă, o să-mi iau ceva de băut, că nu mai pot de sete. Hai, du-te, fa. Până ajung eu să închid de barul. Deci, vreau... Alege la chitar. Alege la lăutar, adevărat. Vreau o bere mitișoreană. Timișoreana, fă. Lângă Arad. Mișișoreana, tichișoreana, cum o fi băiatul meu? Șoreana să fii. Ce-ați făcut, m-ați stricat chitară? A leșinat. Aaa. Mă, a fost frumos oricum, m-am destrat în dragi. A fost distracție de la maxim. Dar cum îl chema pe instrumentistul ăsta? Că aș vrea să-l iau în trupă. Sorin e cunoscut. Nu știu. Sorin e cunoscut. Am revenit. Dans. Dans. Hei. Și să ne reamintim că tanti Lanța ne-a cinstit în această seară. Leanca. Leanca. Ne-a cinstit în această seară. Cu 800 de lei. Lei, dolari și mărci. O muncă grea pentru o doamnă ca dânsa. Să-i mulțumim din suflet. Asta e pentru noastră. Ia uzi, mă. Adevărat, un hal adevărat. Haideți să-l lăutar. Să meargă bine. Bine, negrule! Știți bine, domnul Lautar? Asta e pentru omul cu pălărie. Pentru omul cu pălărie, domnul Cowboy, care ne-a cinstit și destul de mult din partea doamnei Ghitleanca. Se cântă această melodie în această seară. S-a dat 500 de mărci. 500 de lei mărci. Să știe și am intrat foarte bine
în buzunar. Percuția, percuția, percuția. Ia, ia, ca el e. Pentru familia asta frumoasă. De la Manex pentru tot. De la Manex. Pentru tot. De aici. Prezenți. Și pentru Crețu. Și pentru Crețu. Pentru Crețu. 100 de mărci pentru tot hanul. 100 de mărci din partea domnului Manex. Adevărat. Se cântă aici. Pentru patron. Pentru patron. Patron. Și pentru tot ce iubește el. Pentru și pentru patron. Tot ce iubește el. Pentru tot ce iubește el. Să meargă bine afacerea. Să meargă bine hanul. Să mai putem cânta aici. Să fie aceși oameni plăcuți. Cal și dansatori. Asta e pentru Manex. Pentru domnul Manex. 300 de lei. Cam înțeles că Lutanti e cam place cum cânti dumneavoastră. Cum cânti. E bună de tot. Pentru inima și sufletul ei. Aș vrea să mă bat așa și când suntem în pat. Aolo. Se anunță nopți grele. Domnul Manex. Nopți grele. Că-i școaile lui ce cântă la chitara aia frumos așa. Eu aud mai taravane. Taravana. Da, el are chitara bas. Domnul Manex. Am înțeles, am chitara. Înțeles. Topă spate acolo. Ești mai. Domnul Manex. Bagă dans. Bagă dans. Bagă. Bagă. Vă așteptă tanti. La un dans. Nu ezitați. Morgă o bag în seara asta. Nu ezitați. Vă îmi spun dă eu. O cârjă. Vă spun eu, domnul Manex. Ciorba bună face găina bătrână. Dau seara asta în ea, o bag în spital. Pa, îi face mâine mormântare. Tot eu când n-am mormântare. S-a spus. Coie, eu nu pot, deci la melodiile astea mi-e bine să fumez o țigară, așa că mi-a prins o țigară, de ce nu? Haideți. Haide, talent, continuăm. Talent, bagă! Ăla-i. Aolo, cum intră asta? Dans, 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 dans. Cum spuneam, nu pot, eu ascult melodii de genul, frate, deci ce-mi vine să bag o țigare maxim și aș vrea să beau ceva în momentul ăsta, pentru că chiar mă distrez aici. De când cu carantina asta nu-mi doresc decât să ieși și să mă duc la loc tare să pot să mă distrez exact cum o fac și în joc, dar numai că să fiu gen eu. I-am zis, doamnă. Mă descurc, mă descurc, îl iau pe ăsta cu astea roșii. Ia uite-l, ia ce uite-l, perfisine bună. Călărește. Ia-l. Bagă dans. Ia-mă călare. Ce mai așteptați, domnă? Ați auzit? Ce dorește, doamna? Eu zic să executați. A bine, rămâne la stadiu de executare.
Termină un nas. Pentru domnul galben, 300 de mărci. Pentru domnul galben, 300 de mărci. Ia uite ce se dansează aici. Rupere, rupere la noi la Han. Bună seara. La seara. Mine la Han. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Nu ați nimeni bine. Dacă nu dansați aici. Doi. Dansul. Ce să o onduleze nebunul ăsta. Un pic mai tare acolo, să auzim până aici și noi. Imediat. Bagă Maxim. S-a cerut Maxim. O să ținem puțin Maxim. Ia-uzi, ia-uzi. Ia-l, ia-l, ia-l. Leanca Mirifica. Hai vreo, facem un tanță la turbat. Hai, hai, ia-l, ia-l, ia-l. Ia-l, ia-l, ia-l. Uite, uite șordu. Ia uite-l. Așa ușor din mijloc. Îmi place martale, hai. Haideți, dans? Doamne, și noastră! Dans! 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 Pune fata mea! O să... scădem puțin volumul. Cum te simți cu bine? Vom trece la o altă melodie. Cum te simți cu bine, băiatul meu? Totul da. Este să ne simțim bine, să dansăm până în zori. Să nu ne oprim. E nouă dimineața deja. Hai, hai, hai. Mai băgăm două piese. Din păcate ne retragem fiecare. La casele lui! Sau la altceva! Nebunule! Știți dumintale! Sau la niște livrare de mâncare cu alea halucinogene! Băgăm de toate, că sunt crazy astăzi! Vedeți domnul Manex, arată ce poți, haideți toată lumea, vă aștept în centru. Arătați-vă talentele, bagă dans. Acum este momentul. Ia uite-l pe Pocăi ce dansează cu târătura. Să curgă banii, să curgă banii, să curgă banii! Aaa! Cu talent, haide! Da, ce bine v-ați ținut, dar cum puteți? Mă țin bine, băiatul meu, că am putere! Bravo! Aveți în continuare! Paolo, mă duc să iau un pic de aer, că nu mai pot de cald! Haideți că vreau să închid rotarul! Să nu vă vii de rău, doamna Leanca! Nu, băiatul meu, că m-am ținut bine! A cântat băiatul ăsta de mare! E bine, e bine! E bine, foarte bine! Hai să trăiți, Leanco! Să trăiți, să trăiți toți! Leanca, ai nevoie de taxiul? Nu, nu, că am venit cu mașina! Grijă, dar nu mai... Bresă, ai grijă, Bresă, să-ți pui ochelarii, că faci crimă pe aici! Îi pun, îi pun, să mor în cancer! Așa, Leanco, hai, să trăiești! Să trăiești, Leanco! Bă, stai mă să trec și eu! Bate, pup. Haideți toți în coloană, așa, haideți toți în coloană. Da-te, domnișoară. Ca la nuntă. Peluță.
Tanti. Da, băiatul meu. Dacă nu te deranjează, să mă duci și pe mine până în oraș? Te duc eu. Băiatul meu. Auzi, te duce ăla, care vrei tu? Hai, în Porsche. Ia zile cu tu, du-te acasă. Du-te cu Porsche, mâncați-a și pulat. Mă duc cu Porsche, mă duc cu Porsche. Manex, da, du-mă, du-mă. Mă duc jos, Chiliosule. Mă duc cu Manex. Haide, șefule, că am petrecut împreună, acum mergem și noi. Haide, Chiliosule, jos de aici. De fapt. Haide, babă, în coci. Bă, dracu să fiu, dar mai avut petrecere, așa. Bă, frumos, rău să mor în cancer, dar nu frumos. Frumos, rău, Leancu, bravo, bravo, Leancu. În paleto numărul 11, cred, dar nu mai știu sigur că sunt atât de amețită. Lasă, că știu eu unde e 11 ăla. Bă, dar... Da, deci m-a răcorit băiatul ăsta. Adevărat, talent, rău de tot. E instrumentist bun, băi, eu oricum caut doi băieți așa ca voi în echipa mea. Eu sunt mai cu Tarabana așa, soră. Păi cu Tarabana, băiatul meu, că eu caut că vreau să zic și eu cum zice băiatul ăsta, doar eu cu Tarabana pe spate. Hai, de bă, ușor. Mă, unde te grăbeai, mă? Are nimic. Cu de băsule. N-a văzut semaforul nebunul ăsta. Nici băiatul ăla care a trecut pe Rociu. Da, mă, eu caut așa un băiat să fiu, doar eu cu Tarabana pe spate. Că mie îmi stă Tarabana pe spate. Păi nu stă, ea. Cum se duce? Facem mare formație, dacă vrei, soru. Facem. Leaca și formația, vreau să ne numim să mor. Adevărat. Aolo, bă, abia aștept să-mi fac un duci, că... Am transpirat. Păi da. Măi, eu am venit să beau așa un chico, un ceva. Dar nu mă așteptam că o să fie așa acolo cu lăutar, cu... Dar mă, m-am simțit ca în tinereț când plecam eu cu prietenele mele. A fost că acolo e mereu așa distracție la maxim. Mă, n-am știut, dar uite, acum o să știu. Deci am uitat complet. Aici e fapt, 14. Aici e băiatul meu. Să mă lași aici, pe dreapta. Aici e bine. Cel mai bine e. Hai să ne auzim cu bine, soră. Să ne auzim, băiatul meu, pa. Hai, pa. La revedere, tanti Leanca. Să trăiești, băiatul meu. Petrecerile astea să mai tot fie, nu? Să fie, mâncați-o și pula ta. Să rămân. Pa, pa, la vedere. Hai să rămână, avem tantile întâi. Să trăiți toți. Da, mă, fraților, minunat episod. Dar nici nu contează dacă v-a plăcut sau nu. Eu m-am distrat în ultimul hal. Deci m-am distrat maxim. Băiatul ăsta a fost ceva total random. Eu nu am știut, gen că el cel puțin nu a știut, că noi o să venim acolo și o să facem, o să intrăm în roleplay-ul lui. Omul era acolo pur și simplu și cânta random și m-am bucurat enorm că a ieșit ceva atât de frumos. Nu mă mai întrebați dacă vreau să mă joc și pe alte servere, că nu o să mă joc și uitați de ce nu găsiți așa Caterinca. Fraților, și mă jur, stați că mi-ați zis data trecută că am filmat la ora 2:30 și eu v-am zis că era 6. Nu știu ce are ora aia de acolo, dar dacă vă uitați aici, jos într-un colț, este ora 5:56. Deci, la ora 6 dimineața, haide, a dat și un pumn, Leanca, că a fost așa un pic mai nervos. La ora 6 dimineața să găsești așa player care să facă un așa roleplay, nu găsești pe alt server. E imposibil și de-aia ăsta o să rămână singurul server pe care eu o să mă joc și care vă recomand și vouă să vă jucați doar pe el. Așa că noi ne revedem data viitoare. Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați și voi un like, un share și un comentariu. Videoclipul ăsta nu o să aibă reclame. Nu o să fie monetizat, nu o să fie absolut nimic, e doar de fun. Ne auzim pe Instagram dacă vreți, vă răspund imediat la mesaje, cel puțin încerc, dacă nu dorm.
și ne revedem mâine cu un episod genial. Vă pup, ceau!